Hai mă, că e acceptabil. Bună, dragilor, bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi am pentru voi un clip cu produse terminate. Nu am mai făcut un clip cu produse terminate de foarte mult timp. În principiu, tot ce am terminat am cam pus la gunoi înainte să vă arăt, dar de ceva vreme am încercat... Hei, mami! De ceva vreme am încercat să le strâng și n-am strâns foarte multe produse, însă vreau să vi le arăt pentru că le tot mut dintr-o parte în alta și vreau să să scap de ele. Da? Așa este? Am aici o prințesică mică. Bine, ea e cu mine tot timpul, așa că prin clipurile mele probabil că tot timpul ori o să o auziți, ori o să o vedeți. Hei! Bun. O să le iau random, le-am aici puse într-o punguță. Am terminat un gel de duș de la Dove, care este cu castravete și pot să spun că cel cu pară, îmi place mai mult decât acesta, este ok și acesta, dar nu este wow. E exact cum scrie aici, refreshing, dar da, doar atât. Mi s-a părut că l-am terminat foarte repede. La The Body Shop am terminat acest gel de curățare. L-am și pe cel cu vitamina E. Acesta mi se pare mult mai bun. Da, mami. Acesta mi se pare mult mai bun pentru că mi se pare că face o treabă mai bună, adică curăță mult mai bine. Cel cu vitamina E și acela curăță destul de bine, dar trebuie să folosesc o cantitate mult mai mare. Da, mami. Bun, haideți să mergem mai departe. Am terminat o tabletă din asta cu capsule cu vitamina C de la Balea. Am văzut într-un clip, nu mai știu cine spunea că eu recomand capsulele astea și persoanei respective nu prea i-au plăcut sau nu i-au fost potrivite. Eu le-am recomandat pentru că sunt bune pentru mine și pentru că la rândul meu și eu le-am văzut recomandate pe YouTube de Daria Georgiana. Nu mă lași, nu? Nu vrei să mă lași? Bineînțeles că tenul meu este... probabil nu se potrivește tuturor, însă, da, mie mi se potrivesc, așa că eu le-am recomandat pentru că pentru tenul meu sunt bune. Bun, haideți să mergem mai departe. Am terminat un gel de duș de la Dermacol, acesta cu lămâie și strugure. Foarte tare, mi-a plăcut. Îmi place foarte tare. Este un gel de duș care miroase foarte bine. În principiu, gelurile de duș de la Dermacol îmi plac, însă nu toate. Mi se pare că este aceea cu licii sau așa. Ăla chiar nu m-a dat pe spate. Tot de la The Body Shop am un produs care m-a dezamăgit. E mult spus m-a dezamăgit, pentru că nu m-a dezamăgit. Ideea e că nu mi-a plăcut atât de mult. L-am folosit în toate felurile. L-am folosit și ca gel de duș, l-am folosit și ca spuman de baie, pentru că este un spuman de baie. L-am folosit și ca gel de ras. L-am folosit în toate felurile și abia l-am terminat. Este un produs care nu face nici spumă, nu face nimic. Mie nu mi-a plăcut așa mult. Adică nu pot să spun că mi-a plăcut în așa fel încât să-l recumpăr. Bun. Mai departe. Mai am un gel de duș acesta pe care l-am cumpărat de la Southfat. Este un gel de duș. N-am nimic să spun despre el. Nu pot să spun că o să-l recumpăr pentru că nu m-a impresionat. Este foarte parfumat. Este într-adevăr... face spumă foarte multă, doar că mi se pare așa că e fără niciun fel de... Mi se pare că nu are nimic deosebit, așa că nu o să-l mai recumpăr. Am terminat un gel de curățare din asta intim de la Treutfat. Ăsta mi-a plăcut cel mai puțin. Sunt trei variante, iar dintre toate ăsta mi se pare cel mai nepotrivit pentru mine. Nu este un gel de curățare, este de fapt o cremă de curățare și mie mi se pare că, nu știu, crema de curățare nu este cea mai potrivită pentru mine. Bun. Am mai terminat o cremă de mâini de la Dove, dar pe asta am terminat-o de ceva vreme. Este pentru piele foarte uscată și a fost bună, mi-a plăcut, a fost cu avocado.
Este o cremă foarte bună. În principiu, de cremele de mâini de la Dove sunt bune. Mai am aici... arătați și acum, mai am aici ceva. Asta este un gel de duș de la Yves Rocher. Mă bucur că l-am cumpărat în varianta asta. Este cu floare de lotus. Nici ăsta nu m-a impresionat. Adică între ăsta și cel de la Dermacol și cel de la Dove și cel de la Creatfat, adică ăsta, ăsta mi-a plăcut cel mai puțin de la Yves Rocher. Nu o să-l mai recumpăr. Și cred că ăsta este singurul produs de casă pe care l-am. Sunt capsulele astea de la Ariel, All-in-One. Foarte bune. Au fost 40 de capsule aici și asta mi-a ajuns o grămadă de timp. Mai ales că eu spăl destul de mult. Adică în fiecare zi mașina de spălat merge. Și mai am două produse să vă arăt. Împreună cu crema de mâini, acesta este săpunul care m-a ajutat împotriva... Adică nu împotriva. Atunci când a venit vorba de mâini uscate, am avut o lungă perioadă de timp mâinile foarte uscate și am descoperit săpunul ăsta, mi l-am recumpărat pentru că nu usucă mâinile și hidratează foarte bine. Așa, și mai am un produs. Am terminat măști din astea de față. Noi am cumpărat niște măști care se folosesc în spitale, care sunt mult mai bune, acoperă mult mai bine gura și nasul. Însă când au venit fără, nu au venit sigilate, la modul, nu erau nici sigilate înăuntru. Astea sunt de la Deleize și ele vin așa în cutia asta, dar înăuntru sunt într-o pungă sigilate. Alea nu erau nici înăuntru sigilate și nici așa afară cutia nu era sigilată. Așa că am ales să le punem la gunoi, deși erau măști destul de ok, însă nu știi pe unde au fost, nu știi care-i treaba cu ele și Adnan a spus că cel mai bine este să nu le folosim, din păcate. Și le folosim tot pe astea de la Deleize, care nu sunt cele mai bune, adică nu acoperă cel mai bine, dar măcar știm că sunt sigilate și sunt ok. Bun, și cam asta este tot pentru astăzi. Nu am avut foarte multe produse, însă am zis să vi le arăt pe astea pe care le am, pentru că vreau să le pun și pe astea la gunoi, să nu le mai mut dintr-o parte în alta de fiecare dată când fac curățenie. Cam asta a fost tot pentru astăzi. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să-mi dați un thumbs up. Dacă nu v-ați abonat încă, vă invit să o faceți. În cutiuța cu descriere vă las întotdeauna Facebook-ul și Instagram-ul meu. Dacă nu mă urmăriți, puteți să mergeți și acolo să mă urmăriți. Eu în continuare vă las cu alte clipuri de ale mele pe aici, iar noi ne vedem în clipul următor. Bye!